Señor, binecuvântat este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În dimineața aceasta te-o binecuvântat Domnul cu dragoste, cu bucurie, ca să vin înaintea Lui lăudat să fie Domnul. Aleluia. El ne-a ales în dimineața aceasta, chiar dacă suntem răi sau buni. El ne iubește, binecuvântat să fie numele Său. Și-a arătat o dimineață binecuvântată de El față de mine, față de tine, față de copiii noștri, de soțiile noastre, de familia noastră. Și nu ești la spital, nu ești la reanimare, ci Dumnezeu te-a ales astăzi, slăvit să fie Domnul. Nu că suntem noi buni, bunătatea Lui e nemărginită. Și poate o găsi ceva cu cale, la mine, la tine, o văzut ceva. Și s-o îndura de mine și de tine, slăvit să fie Domnul. Trebuie să zicem din dragoste, Doamne, binecuvântează-ne în continuare, binecuvântat să fie Fiul Său, care nu stane păsător, poate toată noaptea ne-o păzit și nu lăsa nimic peste noi ca cel rău să ne facă nouă rău, familie noastre, și-o lăsa binecuvântarea Lui, Fiului Dumnezeu, peste noi, ca noi în dimineața aceasta să spunem, Doamne, facă-se voia Ta! Facă-se voia Ta în dimineața așa. Noi nu putem să-i dăm ordine. Numai să-L înduplecăm, cum poți să-L înduplești pe Dumnezeu în dimineața aceasta? Cu viața mea, cu viața ta, soră și frate, să spui, Doamne, am nevoie să Te împici în rugăciunea mea. Am nevoie de Tine, Emanuel, în dimineața aceasta, n-am pe nimeni. Dar dacă Dumnezeu o găsit cu cale și o găsit ceva în mine, în tine, soră, bucură-te! Că vrea ca să te modeleze, vrea ca să te înșlefuiască și să te aducă la viață, să vedem ce bun Dumnezeu avem, slăvit să fie Domnul. Dar Duhul lui Dumnezeu nu te-a lăsat să stai acasă. O spus, nu plecați de aici, până când nu vă lăsau putere mare, care va fi în voi și cu voi. Nimeni nu a putut să fie aici de mândrie. Și mânați de Duhul lui Dumnezeu, slăbit să fie Domnul, acela ne-a călăuzit și ne-a adus la viață. Pentru că aici s-a pregătit ceva pentru noi, slăbit să fie Domnul. O corabie care poți să vii, te-o chema, poți să vorbești, poți să-i spui, Doamne, împlică-te în viața mea. Vă mă pun, Doamne, la controlul. Împlică-te în familia mea, copiii mei, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că și Domnul Iisus, când a trecut prin Erihon și a ieșit afară, ucenicii au mers după Domnul Iisus. Dar acolo se afla un bolnav. Doamne, dacă se află bolnav după masa, în dimineața aceasta aici, să lucre Domnul. Amin. Am mers cu durere mare într-o adunare foarte mică. Și-am pus bolnav. Dar am zis acolo, făcem un Doamne, chiar dacă nu mă vindici, cred că mă duce vindicat. Chiar dacă nu pui mâna, cred că Tu mă vindici, aleluia. Și a început Dumnezeu să se atingă, să pui în mână. Și-am zis, mare Dumnezeu avem! Mare Dumnezeu avem, să zicem cu toți din dimineața aceasta, lăudat să fie Domnul! Aleluia. Și acolo El a pus un om să cerșească, pus un om care nu vedea. Și noi am fost toți. Dar a venit Mielul din Golgota și a luat mafama de pe ochii noștri. Și acum vedem, trăiască Domnul! Aleluia. La răcazul tău, la durerea ta! N-am apelat eu, nu cu fratele Vasile, dar cu rugăciune, când ți-ai adus cauza din dragoste înaintea Domnului, la picioarele Domnului. S-au prins mai multe becuri, mai multe becuri, mai multe noi sau suntem în dimineața aceasta. Să nu-ți fie rușii, ia-mi-ți cauza cu îndrăzneală, spune ăsta, sunt Doamne, dar Tu poți să faci ceva cu viața mea. Tu poți să te implici în rugăciunea mea, lăudat să fie Domnul. Dar vedem că omul acela când a auzit că trece Iisus, o stane păsător,
Aleluia. Fă-ne, Doamne, să nu ne stăm nepăsători. Amin. Deschide cerul pentru noi, lăudat să fie Domnul. Aleluia. Și-a început să strige. Din dragoste o strigat. Când strigi din dragoste, Amin. Cel ce este sus, veghează, privește, deschide cerul. Aleluia. Aleluia.